Bună seara și bine v-am găsit. Cum v-am obișnuit în fiecare lună, Asociația SEMRO urează bun venit la evenimentul lumea olimpice. Luna asta, ediția cu numărul 128, ediție în care speakerii o să abordeze subiectul piața auto. Vom afla care sunt cele mai des întâlnite provocări, cum au fost rezolvate ele și ce sfaturi au speakerii pentru implementarea unor campanii de succes pe această nișă. Ne vor încânta în seara asta Andreea Moisa, care va aborda subiectul limba în marketing, Horia Neagu, care ne va vorbi despre Search Engine Optimization și Iulia Condor, care ne va vorbi despre PPC Marketing. Vă invit pe Andreea să ne spună secretele limba în marketing. Cine e familia cu termenul de inovare? Avem suficient de multe persoane. Mă bucur. Atunci o să încerc să trec mai repede prin introducere, iar în partea a doua vom vedea 7 idei de inovare marketing și principii pe care le putem aplica în industria automobilă. Ok. Înainte ca să vedem ce înseamnă inovare marketingul, să vorbim puțin despre schimbarea procesului de achiziție. Ce se întâmplă este că acum ceva vreme companiile comunicau într-un mod unidirecțional. Adică ele păstrau informația, erau singurele care aveau această informație și o comunicau mai departe prin intermediul oamenilor de vânzări și prin intermediul mijloacelor mass media. Acum, practic, ziua de astăzi, consumatorii controlează această informație, am putea spune. De ce? Pentru că au la dispoziție toate aceste canale, o serie întreagă de resurse pe care să le folosească pentru a interacționa cu ei, pentru a întreba actualii consumatori al unui produs ce părere au despre ele și pot căuta, practic, singuri informațiile cu ajutorul următoarelor de căutare. Cam așa arată, practic, acest shift, această schimbare. Ok. Bun. Cam așa arată schimbarea, practic, a ceea ce se întâmpla acum ceva vreme, da? Și cum se petrec lucrurile astăzi. Observăm că înainte companiile erau foarte focusate pe zona de vânzări, pentru că aveau nevoie să transmită acest mesaj direct de la omul de vânzări către fiecare consumator. În schimb, acum, practic, avem nevoie, am putea spune, de o echipă mult mai mică, de un simplu om de marketing care știe cum să acceseze toate aceste canale. Ceea ce s-a întâmplat în același timp, observăm pe primul palier de informații, practic, informația nu mai are aceeași valoare. Informația, conținutul, dacă înainte era foarte valoros pentru că oamenii nu puteau să ajungă la acest conținut, acum vorbim despre o abundență a conținutului. Și abundența asta, de fapt, a dus inclusiv la o lipsă a atenției. Abundența informației, deci, practic, avem atât de multe informații, este atât de mult conținut și content marketing în sine este una din practicile cele mai, să spun, populare, da, în 2015, încât oamenii au început, și consumatorii, au început să piardă din nivelul lor de atenție. Asta și datorat modului în care comunicăm. Și de ce spun asta? Pentru că de multe ori companiile vorbesc foarte mult despre ele, despre ceea ce au realizat, despre produsele lor, despre servicii, în general despre cât de bine știu să fac lucrurile și aceste mesaje
au devenit din ce în ce mai inclusive, ceea ce a dus la o schimbare a comportamentului utilizatorilor, care, efectiv, de exemplu, în momentul în care sunt pe un site, 84% din ei, în momentul în care vor vedea un banner care nu este relevant, vor părăsi site-ul, 86% din ei vor schimba canalul în timpul, aș spune, în timpul pauzelor publicitare și așa mai departe. Alternativa merge puțin diferit. Alternativa, aș spune că este inbound marketingul. De ce? Pentru că inbound marketingul, ca și filozofie, este o modalitate de a te conecta cu, cu consumatori prin intermediul conținutului pe care ei și-l doresc și prin intermediul canalelor pe care și tool-urilor, da, pe care ei le frecventează. În general, aș spune că inbound marketingul este despre conținutul în toate formele lui, fie că vorbim despre conținut text, imagine, video, despre tool-uri interactive și mai ales despre context. Ce înseamnă această combinație de conținut și context? Practic, un articol, să luăm exemplu unui articol, în funcție de stadiul în care se află consumatorul nostru în procesul de achiziție, o să vedem un exemplu aplicat și pe zona auto, el are nevoie de un anumit conținut diferit. Deci, practic, trebuie să putem să-i livrăm conținutul potrivit la locul și momentul potrivit. De aceea spunem că inbound marketingul, în general, este marketingul pe care consumatorii și-l doresc. Asta este la nivel de filozofie a inbound marketingului. Acum, inbound marketingul are și o metodologie. Asta ce înseamnă? Ca să facem inbound marketing, în general, cu adevărat, pentru trecem prin patru etape. Partea de attract, de atragere a vizitatorilor pe site, da? Partea de convert, de convertirea vizitatorilor în lead-uri. Un lead poate să fie, de exemplu, o singură persoană care ai descărcat un material de site, un e-book, spre exemplu, e cel mai frecvent exemplu, și ne-a oferit datele lui de contact. După care, a treia etapă este etapa de close și este o etapă în care începem o comunicare, de fapt, foarte personalizată cu acele lucruri pentru a le avansa în procesul de achiziție. Este o etapă de lead nurturing, numim noi. Iar cea de-a patra fază a procesului și a metodologiei de inbound marketing este transformarea clienților în clienți fideli sau în ambasadori de brand, acele persoane care vor purta mai departe mesajul nostru și ne vor ajuta să construim, de fapt, comunitatea pe care ne dorim. Odată cu metodologia de inbound marketing, este important întotdeauna să măsurăm și să urmărim acest funnel. Asta ce înseamnă? Înseamnă, practic, pâlnia, da? Pâlnia de vânzări. Să vedem care sunt obiectivele pe care le putem atinge pe zona de vizite, câți vizitatori putem să obținem din blogging, din SEO, din social media, apoi care sunt lead-urile pe care le putem genera, lead-uri însemnând lead-uri informaționale, prin intermediul ofertelor de conținut premium, prin intermediul landing page-urilor, a formularelor, iar în etapa a treia, bineînțeles, vom urmări acele, vom folosi email marketing-ul și, în general, procesele de marketing automation, workflow-urile automate, pentru a educa acești utilizatori, aceste lead-uri și a le avansa în procesul de achiziție. Iar mai departe o să vorbim, asta a fost pe scurt o introducere și o să vedem cum se aplică, de fapt, filozofia și metodologia de inbound marketing pentru piața auto. Aș vrea să știu câți dintre voi reprezentați în companie auto sau, și câți dintre voi lucrați, poate sunteți profesioniști și lucrați cu companie auto? Deci majoritatea persoanelor din sală sunt direct
aplicate în domeniu. Primul principiu de inbound marketing este acela de a ajuta în loc de a întrerupe. Și avem aici un exemplu dintr-un site de știri în care absolut oricine intră pe site, da, va vedea acel banner cu acea mașină și acel call to action în partea dreaptă pe care scrie rezervă în test drive și solicită detalii oferte. Acum, este relevant pentru mine? Eu să spunem că poate am deja o mașină sau poate nu mă interesează. Este un exemplu de banner intruziv. Îmi oferă ceva care pe mine nu mă interesează. În schimb, dacă pe mine m-ar interesa, practic, și aș vrea să-mi cumpăr o mașină, da, aș face o căutare de genul cele care nu se vede în dreapta. Aș face o căutare, ce mașină SUV să-mi iau, asta scrie, se spune, sau ce mașină să-mi iau. Este o căutare, poate una din multiplele întrebări, da, pe care și le-ar putea pune o astfel de persoană. Și dacă ne uităm în primele două pagini din Google, o să observăm că fie găsim forumuri, fie găsim articole pe diverse site-uri sau bloguri care răspund la această întrebare. În schimb, nu este niciun dealer auto sau niciun producător care încearcă să îi ofere un răspuns pentru această întrebare. Al doilea principiu este acela de a oferi, cum spuneam și mai devreme, conținutul potrivit la momentul potrivit. Iar în momentul în care facem o strategie de content marketing, în care să targetăm persoanele care ar putea să fie interesate, va trebui să dezvoltăm și să înțelegem care este procesul lor de achiziție, prin ce etape vor trece ei pentru a ajunge în etapa de decizie. Ce se întâmplă este că, de cele mai multe ori, dezvoltăm conținut și call to action în general în zona de decizie. Adică ne pricepem foarte bine să ne descriem, să spun, produsul, să oferim conținut legat de detaliile tehnice ale mașinii, de toate specificațiile tehnice. În schimb, 90% din oamenii care încep o căutare încep într-o fază de awareness, în care ei se confruntă cu o problemă, încep să își pună întrebări, să-și dea seama că poate ar fi momentul să-și ia o mașină, sau poate că mașina nu mai funcționează, sau poate că au văzut o altă mașină mult mai atrăgătoare, mai performantă, da? Și încă din acel moment putem să începem să dezvoltăm conținut care să-i atragă și care cu care să rezoneze în așa fel încât să creăm un prim touchpoint, da? Deci o primă legătură cu ei. La fel, în zona de consideration, este o zonă în care practic această persoană, da, la care ne referim, începe să compare diverse oferte, să se uite la diverse tipuri de mașini, începe să-și pune problema să cumpără un Volkswagen Golf sau un Opel Astra, un Golf sau un Ford Focus și așa mai departe. Astea sunt iarăși tipuri de conținut și căutări, da, pe care oamenii le fac. Pentru că au aceste întrebări și vor face aceste căutări pentru a obține răspunsuri la întrebările lor. Și, de fapt, în inbound marketing, de multe ori despre asta e vorba, de a le răspunde oamenilor la întrebările pe care ei le fac, de a-i ajuta, de a le oferi conținutul de care au nevoie ca să avanseze într-un ciclu de achiziție. Deci, practic, takeaway-ul aici ar fi să încercăm să dezvoltăm conținut nu doar pe partea de decision, deci nu doar conținut în jurul produsului nostru, ci și conținut pentru fazele mai incipiente, pentru zona de awareness și zona de consideration. Un alt principiu este acela de a te conecta cu prospecții în această fază incipientă a procesului de achiziție. Și
mai departe spuneam că 90% din vizitatori, din cei care ajung la noi pe site, sunt în această etapă de cercetare și nu sunt pregătiți încă să cumpere. În schimb, nu doar conținutul. Se spune că ajung acolo inclusiv prin trafic direct sau pot ajunge prin recomandarea unui prieten. Dar odată ce au ajuns pe site, în schimb, toate call to action-urile, în mod normal, sunt din nou. Rezervă un programează de la un test drive sau rezervă, nu știu, o întâlnire cu reprezentantul nostru de vânzări. Ce se întâmplă este că procesul, am urmărit niște studii pe zona asta auto, deci procesul de decizie durează 4 luni. În momentul în care ei încep, efectiv, să-și pună problema că ar trebui să-și cumpere o mașină nouă până în momentul în care realizează efectiv achiziția, durează 4 luni. Deci eu vreau ca în acele 3,5 luni de zile, până ajung ei în faza asta de decizie, să reușesc să mă conectez cu ei, da? Și mai departe să încep să dezvolt o relație. Și cum aș putea să fac lucrul ăsta? Prin acele oferte de conținut premium, despre care vorbeam mai devreme. De exemplu, cum să-ți cumperi prima mașină. Asta poate să fie un checklist, poate să fie un guide, poate să fie un conținut premium, da? Un white paper, pe care îl pot descărca. În schimbul, iar noi, practic, să obținem datele lor de contact. În faza de consideration, un exemplu ar putea să fie un astfel de studiu, cât consumă un Volkswagen Golf. Pentru că eu, când sunt deja în faza asta de consideration, se presupune că încep să mă interesez mult mai mult de funcționalitățile și de consum și de... Bine, astea țin foarte mult, noi, în general, când începem să lucrăm, să spun cu client pe zona de inbound marketing, primul pas pe care îl facem este stabilirea profilului de buyer persona. Apropo de ce se întâmplă cu ei, ce caută ei în faza de awareness, consideration și decision. E important să cercetăm, asta înseamnă inclusiv să facem interviuri cu clienții și așa mai departe. Al patrulea principiu începe o comunicare bilaterală și spuneam la început că practic asta se întâmplă, multe companii nu au reușit să facă acest shift. Deci practic comunică tot unilateral de la companie către clienți, da? Către potențialii clienți și către consumatori. În schimb, toate platformele de social media, toate forumurile, toate aceste site-uri implică, de fapt, o comunicare bilaterală. Pentru că consumatorul întreabă, cineva trebuie să răspundă. Și dacă ne uităm pe... dacă facem diverse căutări, o să vedem că sunt foarte multe forumuri în zona auto, care efectiv fiecare om își spune niște dorințe, își spune niște preferințe și întreabă ce îmi recomandați. Deci, practic, cere acest ajutor online. Și, din nou, dacă o să vă uitați, sunt pagini întregi în care sunt alte persoane care răspund, că nu este niciun dealer auto și nu este niciun producător, de fapt. Asta nu înseamnă, nu trebuie să ne creăm, am mai auzit, să ne creăm profiluri false și să începem să discutăm ca și cum ar fi cineva care i-ar recomanda. Nu. Dacă ne uităm, dau un exemplu, Cora, care la noi nu prea se folosește, într-adevăr. De asta e versus, acolo în dreapta, se vede destul de slab. În Cora, în momentul în care cineva pune o întrebare, o să vedem că cei care răspund sunt efectiv CEO, sunt efectiv founder, sunt co-founder, deci sunt persoanele, să spun, de decizie, da, din compania respectivă. În full disclosure, adică, practic, ei își trec exact numele, își trec compania, își trec rolul, de multe ori când răspund, încerc tocmai prin, aș spune, faptul că este o părere subiectivă, pentru că ei lucrează la astfel de companie. Dar e această comunicare, de asta spun, bilaterală, deci de la consumator către brand și de la brand la consumator. Un alt principiu este ideea să gândim multi-channel. Și asta nu înseamnă să nu mai facem doar inbound marketing, ci înseamnă
Ce înseamnă, de fapt, să profităm de toate, de toate canalele. Pentru că inbound marketing-ul, pe de o parte, de fapt, reprezintă o filozofie, da? Filozofia de a ajuta, de a-ți ajuta consumatorul și de a fi acolo unde, de a fi prezent în canalele în care lui place să interacționeze și de a-l ajuta, de a-i oferi informații în general. Și asta e un alt studiu pe zona auto de la Google. Nu este foarte nou, cred că e din 2013, dar nu sunt sigură pentru timp, există unul mai, mai nou, mai actualizat, în care vedem că, în general, din nou, până la achiziție, un consumator, în medie, are cam 24 de touchpoint-uri. Deci asta este enorm. Vă dați seama asta ce înseamnă? Înseamnă că el face o căutare în Google, ajunge pe site, apoi se duce pe pagina de Facebook, apoi urmărește, urmărește un video, se duce în YouTube și așa mai departe. Sunt 24 de, de puncte în care ei interacționează cu un brand auto, da? Înainte să ia decizia. Deci probabil asta se întâmplă ori cele 4 luni, dacă aș face oricum o medie de 6 touchpoint-uri pe pe lună. Este destul de mult și asta nu putem să o facem dacă ne concentrăm doar pe 2-3 canale. Deci, în general, trebuie să fim prezenți pe cât mai multe platforme, pe acele forumuri pe care le-am văzut mai devreme și tot felul de site-uri pe care le urmăresc. Cel de-al șaselea principiu este ideea de a dezvolta relații cu potențialii clienți și de a educa, mai mult decât de a dezvolta relații. Și o să vedem un exemplu, nu știu dacă este neapărat cel mai director, dar ideea este că în momentul în care ne conectăm cu ei, deci practic în momentul în care ei descarcă acel conținut premium, începe, de fapt, este primul moment în care începem să cultivăm, de fapt, să cultivăm relația cu ei. Și pe parcursul următoarelor săptămâni sau următoarelor luni, spunem că o persoană care a descărcat ghidul, cum să spun, pe prima mașină, probabil este într-o fază incipientă, da? Procesului de achiziție. Ei, și probabil va mai dura încă 3-4 luni până va lua efectiv decizia. Și pe parcursul acestor luni începem o comunicare general automată sau workflow-uri automate. Asta ce înseamnă? O comunicare foarte personalizată. În sensul în care el va primi, să spunem, peste o zi un articol 5 lucruri pe care trebuie să le știi când cumpere o mașină. Dacă va da click pe articolul respectiv, va primi un alt mail cu 25 de criterii. Peste 5 zile, dacă va, între timp, trebuie să corelăm activitatea lor, cum interacționează ei cu aceste mail-uri, trebuie să le corelăm, de fapt, și cu activitatea lor din site. În așa fel, noi, practic, să știm că dacă acea persoană a vizitat poate pagina de rezervă un test drive, în schimb nu a completat formularul, va primi un alt mail și așa mai departe. Acum, strategia efectivă a campaniei poate să fie diversă în funcție de scopurile pe care le avem, dar ca și tool-uri pe care trebuie să le avem și să le punem la dispoziție, aș spune că una din cele mai importante intră în zona de marketing automation, în care să putem să începem aceste campanii de comunicare și de educare a lead-urilor, în așa fel încât, încât să îi avansăm din simplu stadiu de lead informațional într-un lead cu adevărat calificat, o persoană care este pregătită să poartă o conversație de vânzări. Adică până în momentul în care e pregătit, să vină în showroom, să vadă mașina sau să discute efectiv despre o ofertă comercială. Iar cel de-al șaptelea punct, pentru că tocmai vorbeam deja despre zona de vânzări, este alinierea a eforturilor de marketing cu cele de vânzări. Noi avem un termen, îi spunem smarketing, care nu vine de la smart, vine de la sales plus marketing. Și asta ce înseamnă? De multe ori, echipa de marketing generează acele lead-uri
care sunt exportate printr-un simplu formular și sunt date celor de la vânzări. Și cei de la vânzări încep să nu fac un call, call, fac un work call, în sensul că persoanele respective au cerut niște informații de pe site sau s-au înscris la anumite oferte. În schimb, ceea ce e important este să urmărim tot acest parcurs al lor, în site și să ne dăm seama la nivel de vânzări, efectiv, când putem face și niște vânzări proactive. Pentru că, de multe ori, oamenii sunt foarte nehotărâți și poate ei vizualizează 5 site-uri, da? Să uită la 5 tipuri de mașini și încă nu sunt hotărâți. Noi dacă am reușit să ne conectăm anterior cu ei, adică, practic, în momentul în care ei completează un formular, pe bază de cookies, putem să urmărim activitatea lor în site. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că putem să setăm un sistem de lead scoring în care să ne dăm seama când este momentul să facem o astfel de vânzare proactivă. Adică dacă o persoană a citit un articol de blog, am să-i dau 2 puncte. Dacă o persoană a început să a vizitat pagina de contact, pot să-i dau 10 puncte. O pagină de servicii care mă interesează, 10 puncte și așa mai departe. Adică îmi construiesc propriul sistem de scoring în așa fel încât să-mi dau seama când este pregătită acea persoană și în funcție de conținutul pe care îl consumă să poartă o astfel de conversație de vânzări. Și un alt tool care poate să fie la dispoziția noastră sunt aceste notificări de lead revisit notifications, să numesc. Deci, practic, în momentul în care unul din lead-urile din baza de date revine pe site, primim niște notificări, adică inclusiv reprezentanții de vânzări cărora le sunt alocate acele lead-uri, primesc niște notificări și știu că atunci e momentul să contacteze acea persoană. De ce? Pentru că acea persoană e pe site. De exemplu, se poate seta un lead revisit notification fix în momentul în care acea persoană, care știe că e în baza de date de 4 luni vizualizează o anumită pagină. Și atunci este momentul cel mai potrivit. În general, cam de 5 ori crește rata de conversie. Așa de cam astea au fost informațiile. Cum s-au părut și ce întrebări aveți? Eu să întreb referitor la tool-urile acestea. Concret, poți să-mi dai niște instrumente cu care putem instala și folosi? Noi folosim HubSpot, pentru că suntem agenție partener HubSpot. Dar există, în general, poți să te uiți după tool-uri de marketing automation. Adică poți să te uiți la HubSpot și poți să vezi și alte tool-uri din zona respectivă. Ok. Altă întrebare. Dar cum te seama dacă scoringul pe care îl faci, adică îl faci singur când treci, dacă te seama că scoringul e greșit? Că până la urmă ai spus când treci singur și la un moment dat poți să dai seama că ai făcut... ai dat 2.3 puncte și ai dat un motiv greșit. Este un scoring manual și acum, chiar de foarte curând, una din feature-urile noi lansate de HubSpot, este acest predictive lead scoring, în sensul în care îți face sigur lead scoring-ul pe baza, pentru că de obicei platforma de marketing automation o conectezi și la CRM. Deci, practic, ai toată zona de marketing, vezi ce se întâmplă, marketing, vânzări. Și tool-ul respectiv analizează parcursul unui lead care s-a transformat în client. Își dă seama, de exemplu, care sunt acele articole sau care este conținutul pe care ei l-au vizualizat și fac acest scoring în practic automat. Deci, practic, îți prezic efectiv care este parcursul de succes pe baza datelor. Deci, un fel de data crunching. Asta, partea automată. Sau poți să o faci, manual. Oricum, e bine să le compari, adică să le folosești, să vezi puțin ce merge, ce funcționează pentru tine. Da, te poți înșela. Manual, dar ce faci, faci după feeling și experiență. Și dacă începi și faci feeling și experiență pe o nișă pe care poate n-ai mai făcut în trecut, ar putea să iei datele pe care vrei să te
Da. Și da. De asta, dacă nu ai, adică nu ai ajuns acolo în punctul ăla și să ai experiența și să-ți dai seama ce funcționează cu adevărat, poți în primăvară să mergi pe previziunile lor automate, acel predictiv lead score. Dar ulterior, normal, orice analiză, adică e bine să analizezi și să le îmbunătățești. Dar ai un punct de plecare, cel puțin. Da. Da? Mulțumim primul pentru prezentarea, a fost foarte interesantă. Aș avea o întrebare referitor la buying cycle-ul clientului. Vă cum recomandați, practic pe fiecare pas al acelui live, al buying cycle, veniți cu întâlnirea lui cu content. Da, da, exact. Deci, practic, la noi procese facem profilul de buyer persona, apoi facem buyer journey, să vedem ce se întâmplă cu el în cele trei etape principale. De obicei, trei de nou la modul general, dar pot fi 6-7, adică poți să segmentezi mult mai mult buyer journey. Și apoi facem un content map, adică o vedem în funcție pentru fiecare etapă, care ar fi subiectele pe care le putem dezvolta. Deci un planning editorial bun, complet, ar aborda toate cele trei etape din procesul de achiziție. Și luați aici în calcul și tactici de outbound, să spunem, adaptate la această strategie, adică remarketing, ad-uri și mai departe? Da, aici chiar e o discuție și asta s-a discutat și la inbound și la conferința de inbound din 2015. Dacă anumite tactici, pay-per-click, dacă zona de ad-uri este sau nu este inbound marketing. Și mi-a plăcut foarte mult unul din fondatorii de la HubSpot a avut această abordare în care nu contează neapărat tool-ul, ci contează efectiv ce vrei să obții. Adică, poți, dacă ai un, de exemplu, dacă oamenii caută ceva în Google, da, și au o întrebare și tu poți să le oferi un răspuns printr-un anunț plătit, atunci este inbound. Iarăși, dacă poți să fii cu o campanie de... Știi că oamenii au fost pe site, adică poți să fii cu o campanie de marketing care să le ofere conținut, să-i ajute în procesul lor, fără să fie intruziv, fără să întrerupă. Pur și simplu, uite, ăsta e produsul meu, ofertă 20% gratis, atunci poate să fie. Deci depinde mai mult de abordare decât de tool, mă rog, tool în sine, în sensul de tactica în sine. Da. Ok. Mai avem întrebări? Acum, în momentul de față, AdWords, când e făcut ca lumea folosit cum trebuie și targetat cum trebuie, vine și oferă o soluție la căutarea persoanei respective. Exact. Asta. Și atunci este un fel de inbound. Da, deci zona de search din AdWords, deci nu zona de display, dar zona de search din AdWords mereu a fost așa la o limită. Deci e inbound și outbound. Și sunt, ca orice gândire, sunt școli care spun că pay-per-click nu este inbound, alții care spun că este. Dar zona de search a fost mereu efectiv între cele două, la intersecție. Eu am considerat-o dintotdeauna poate să fie, adică cel puțin zona de pay-per-click a search, poate să fie inbound. Da. Ok. Bine. Mulțumesc atunci. Următoarele 5 minute, Alex Boveș ne va prezenta un serviciu interesant de taxi gratis pentru persoanele cu dizabilități. Alex, have the floor. Bună seara! Încep să le mulțumim foarte mult organizatorilor și domnului Orian Iacuș pentru oportunitatea de a spune câteva cuvinte în această seară. Mă numesc Alex Boveș. Așa cum a fost prezentat mai devreme, am înființat un proiect, un mic taxi gratis, prin care practic ofer eu personal transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități și probleme foarte grave financiare. Sistemul medical la noi are foarte multe probleme, transportul este una dintre ele. Există foarte multe persoane cu dizabilități sau suferind de boli grave, precum cancer, leucemie și așa mai departe,
cadrul externare în spital, prin spital, nu beneficiază de absolut niciun ajutor din partea oficialității. Mulți dintre ei, acum să-mi spună curățile, plânge și așa mai departe, se află în imposibilitatea de a se deplasa către locuințele personale. Foarte multe dintre persoanele respective nu au nici măcar persoane apropiate care se ajute. Deci, oamenii aceștia chiar trăiesc o adevărată dramă. Am fondat proiectul trăind o astfel de experiență până acum un an. Am conștientizat acum 3 ani, 4 ani, nevoia aceasta de transport pentru persoanele aflate în dificultate. În aprilie 2013 am decis să înființez un astfel de proiect și să mă implic atât cât pot în ajutorarea persoanelor respective. L-am numit taxi gratis, chiar dacă, de fapt, mașina personală nu este de taxi. Am dorit să evidențiez transportul, practic, gratuit în regim de taxi. Cum funcționează? Persoanele în dificultate mă contactează telefonic. Eu verific urgența respectivă, verbal. Și dacă totul pare real, puțin la prima vedere, pierd personal atunci când am nevoie. În cele mai multe cazuri, e transport, de ofer transport de la domiciliu la unități medicale și invers. Dar au existat și excepții, am așa de multe persoane pierdute cu București și lucruri care. Am făcut cu câte 2 ani de la fundarea acestui proiect, care la început a fost foarte mediatizat, unul dintre voi poate auzi de el. Am încercat să le extind, la fel, prin optarea, practic, de voluntari, ca și mine. Oameni simpli, care au un autoturism și un pic de timp liber, pentru a se... care doresc să se implice în această problemă. N-am reușit. M-am întrebat de foarte mult ori de ce. Am avut câteva mici colaborări cu persoane fizice, însă unii dintre ei nu aveau autoturism, alții erau combustibili. În final am rămas tot singur, singura persoană am implicat în proiect. Dar pot spune că mă pot mândri cu faptul că am ajutat aproximativ 250 de persoane ăștia 2 ani. Și chiar oamenii aceștia chiar au cântat adevărat de dramă. Și suportul meu, atât cât de mic a fost el, a contat enorm. Mi-am dat seama după această perioadă de 2 ani că singura posibilitate să dezvolt proiectul este pe calea legală. Înființând o asociație umanitară, probabil ar fi mai ușor să găsesc colaborări și ar fi și justificat din punct de vedere de care cine s-a implicat. Și poate așa aș reuși să-l dezvolt. Există un sistem nostru medical, totuși o variantă pentru aceste persoane de a beneficia de transport. Însă este foarte greu. Și este o problemă foarte mare, pentru că singura modalitate ca persoană în momentul externării să beneficiezi de la stat de un ajutor privind transportul este să faci o cerere către casa de asigurări pentru utilizarea unei ambulanțe, lucru care durează de obicei 2-3 săptămâni. Persoanele respective nu au de ales și trebuie să se descurce pe cont. Știm cu toții că mijloacele de transport în comun nu sunt adaptate pentru persoanele care au dizabilități, care suferă de dizabilități. Deci, dramele pe care le trăiesc sunt evidente. Dacă doriți să aruncați un om peste proiectul meu, peste istoric și așa mai departe, site-ul se numește taxigratis.ro. Există și câteva interviuri, descrierea proiectului, o galerie foto cu persoanele pe care le-am ajutat, o parte dintre ele. Cele mai multe n-au avut proiectul să se expună publicului, le-am prezentat doar pe cele care au dorit asta. Iar dacă doriți să vă implicați în proiect, indiferent de mod, ar conta foarte mult. O să rămân în pauză și eu, dacă doriți să discutăm imaginea proiectului, mi-ar face plăcere. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează o pauză de
minute, după care vom asculta pe Horia.